Bună seara, sunt Georgia Pietreanu, bun găsit la informațiile despre vreme. Mergem pe continent să știți că vremea va fi închisă și ploioasă în Portugalia, în jumătatea vestică a Spaniei, în Norvegia, în Suedia, în sudul Germaniei. Va ploua pe suprafețe mari, iar vremea va fi și instabilă. Perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și vânt puternic. Sunt însă și zone în care va ploua mai puțin sau doar izolat, cum ar fi Ucraina, vestul Rusiei sau Belarus. Să vedem ce se întâmplă și în țara noastră. În această noapte cerul va fi mai mult senin, excepție fac nordul și nord-estul României, unde vor mai fi câțiva nori pe cer, vântul o să bată mai tare în zona înaltă a Carpaților Orientali. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 16 grade, ceva mai scăzute până spre 2-3 grade în estul Transilvaniei. Ziua de mâine debutează cu vreme frumoasă pentru că se încălzește în aproape toată țara, mai puțin în nord, unde va fi norat și va ploa slab pe arii restrânse. Din nou la munte, vântul va avea intensificări pe aici, pe acolo și în Transilvania. Maximele se vor încadra între 20-21 de grade în Maramureș și nord-estul Transilvaniei și până la 30 de grade în Câmpia de Vest. Dimineață s-ar putea să apară ceață în zonele joase. În capitală se face din ce în ce mai cald. Iată, mâine maxima va atinge în jur de 27 de grade. Joi și vineri continuă să se încălzească și vremea devine călduroasă. Vom avea, iată, 34 respectiv 35 de grade la amiază și dacă aveam impresia că vine toamna, e bine, pare că vara nu vrea să plece deocamdată. Mergem și la munte și acolo se încălzește la Sinaia, Predeal și Păltiniș. Cerul o să fie mai mult senin, maximele acolo vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. Va ploua puțin în nordul Carpaților Orientali, iar spre noapte se va nora treptat în masivele vestice și nordice, unde pot apărea averse cu tunete și fulgere. Și tot în zona înaltă de munte, vântul o să bată la rafală cu 60-80 de km pe oră. Să vedem ce ne rezervă vremea în următoarele zile. Ei bine, joi continuă să se încălzească. În sudul țării vremea va fi călduroasă, iar în lunga Dunării izolat caniculară. În jumătatea de nord-vest însă nu va mai fi atât de frumos, pentru că vor fi perioade în care se va înnora, vor fi averse cu fenomene electrice, iar cantitățile de apă pot fi mai însemnate. Local vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 de litri pe metru pătrat în Maramureș și nordul Carpaților Oriental și în Carpații Occidentali. Iar tot la munte, vântul o să agite atmosfera cu viteză de peste 80-100 de km pe oră, însă el se va simți temporar și în sudul și în estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade. Ei bine, de vineri se răcește ușor, vremea va fi instabilă în partea de vest, în centru, dar și în nordul țării, cu averse descărcări electrice. În schimb, în restul României, temperaturile să știți că rămân peste normalul perioadei. La munte, vântul va continua să sufle mai tare, local și în sud-estul țării, iar maximele se vor situa între 22 și 33 de grade. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Ne revedem la Focus 23. Să aveți o seară bună!